Școlile, grădinițele și facultățile rămân închise, iar elevii vor face cursuri doar online până la vacanța de vară. Se vor întoarce în clase doar cei care susțin bacalaureatul și evaluarea națională. Dintre cei 631 de români răpuși de COVID, 3 sunt medici, iar ultimul a murit azi noapte. Lucra la spitalul din Botoșani, în prima linie de triaj. Iar persoanele trecute de 65 de ani pot ieși din case dimineața și seara, nu la prânz, cum era stabilit până acum. Amănunte imediat la știri. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara! Grădinițele, școlile și universitățile nu se vor mai deschide în acest an școlar. Anunțul a fost făcut chiar de președintele României, care spune că întoarcerea la cursuri ar fi o măsură riscantă. În alte țări, mulți profesori și elevi s-au îmbolnăvit când au revenit la școală. Se vor întoarce totuși în sălile de clasă pentru 2 săptămâni cei care susțin bacalaureatul și evaluarea națională, însă cu respectarea unor condiții speciale de protecție. Ceilalți elevi vor termina acest an școlar online. Președintele Klaus Iohannis spune că este mult mai sigur ca orele să se țină pe internet până la sfârșitul anului școlar, pe 12 iunie. Mediile vor fi încheiate cu notele de până acum. În cazul în care nu sunt date note suficiente, vor fi căutate soluții pentru fiecare elev în parte. Faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica riscul major ca elevii să ducă boala la școală, și există un risc semnificativ să ducă boala de la școală acasă. Grădinițele, școlile, universitățile nu se vor redeschide în acest an școlar universitar. Șeful statului și-a susținut decizia relatând experiența unor state care au deschis experimental școlile. Avem un exemplu din Franța. După puține zile, 10 de elevi au fost testați pozitiv și mai mulți dascăli au ajuns în doar câteva zile la terapie intensivă. Pentru elevii din clasele a 8-a și a 12-a, care au anul acesta de susținut examene de bacalaureat și evaluare națională, Ministerul Educației va organiza un program strict. Evaluarea națională se va susține începând cu 15 iunie, iar examenul de bacalaureat va începe cu probele scrise pe 22 iunie. Pot reveni în unitățile de învățământ pe data de 2 iunie doar pentru 2 săptămâni. Pentru elevii care au probleme de sănătate sau au în familie persoane cu risc de îmbolnăvire, prezența la școală va fi opțională, iar decizia va aparține părinților. În această situație însă, pregătirea elevilor se va realiza în continuare în sistem online. Vor fi maximum 10 elevi într-o sală de clasă, vor sta maxim 2-3 ore acolo și se vor pregăti pentru examenele naționale. Vor intra pe un coridor, vor ieși pe alt coridor. Examenele de certificare pentru învățământul profesional, dual și liceal vor fi realizate numai pe bază de proiect, iar proba practică va fi echivalată. Pentru toate celelalte clase, școala va continua online. Fiecare folosește alte metode, alte platforme. Am auzit despre atât de mulți colegi vorbind despre mai degrabă despre chinul de a interacționa cu copiii și de a ține oră online. Pentru că sunt 30 de copii în clasă, nu pot să interacționeze în același timp cu toți. Mi se pare că totul este rămâne la nivel de amator, profesorii n-au fost pregătiți. Rămâne așadar un semn de întrebare și asupra capacității Ministerului Educației de a asigura suport tehnic acolo unde este nevoie. Cifrele lipsesc cu desăvârșire. Nu există o centralizare a elevilor care au participat la cursurile online, iar Ministerul Educației nu cunoaște nici nevoia reală de laptopuri sau tablete. La fel, rămâne o necunoscută și abilitatea de a lucra online a fiecărui profesor în parte. Fără o finanțare adecvată, nu putem vorbi despre o educație privind cursurile la distanță. Nu cred că putem bate din palme și anul acesta, până în data de 12 iunie, când se preconizează închiderea anului școlar, să se poată face investiții în acest sens. Și sistemul privat de învățământ va fi afectat în următoarele luni. Decizia luată la nivel național ne omoară, pur și simplu. E vorba de 150.000 de copii în momentul ăsta în sistemul particular.
care nu știu unde vor fi din toamnă, probabil că sistemul de stat va trebui să-i reintegreze. În plus, măsura benefică, dacă ne gândim la siguranța copiilor, nu este primită cu bucurie de toți părinții. Mulți se întreabă ce vor face cu cei mici din clipa în care vor relua munca. În această perioadă nu mai poate fi vorba de angajarea unei bone. Creșele private sunt închise și ele, la fel instituțiile care asigură programe after school. Între timp, numărul românilor răpuși de COVID-19 a ajuns la 631, 12 au fost anunțați astăzi de autorități și numărul îmbolnăvirilor a trecut de 11.000. Șeful statului, Klaus Iohannis, a avertizat din nou că greul nu a trecut. Medicii atrag atenția că virusul nu atacă doar plămânii, ci mai multe organe și sunt nevoiți să adapteze tratamentul în funcție de evoluția acestei boli, care este foarte puțin cunoscută. Moartea a mai luat un medic. S-a stins noaptea trecută sub privirile colegilor. Doctorița Mariana Andriuae, medic primar de medicină internă, avea 68 de ani, dar lucra cu derogare la Spitalul Județean din Botoșani. De la începutul pandemiei a fost în prima linie de triaj. În a doua parte a lunii martie a avut contact direct cu o pacientă de 27 de ani, considerată cazul zero în Moldova. Tânăra s-a stins, iar doctorița a făcut atunci testul și a ieșit negativ. A stat acasă în izolare 2 săptămâni. Noi am avut și o perioadă de izolare pentru că acel caz a fost gestionat de către amândouă și am vorbit în fiecare zi și ne-am încurajat reciproc și a dorit să ofere o mână de ajutor spitalului și colegilor. Este cumplit să pierzi un coleg bun, un prieten, un om de nădejde. După ce a ieșit din izolare, doctorița s-a întors la muncă. Se pensionase acum 3 ani, dar și-a prelungit contractul pentru a-și ajuta colegii în condițiile în care în spital sunt prea puțini medici. Ultima gardă a avut-o în Vinerea Mare, apoi 2 zile mai târziu a început să se simtă rău. A fost internată și transferată la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. În aceste momente teribile pentru personal, a fost alături de el, a încurajat și a muncit alături de personal, și din păcate este o jertfă în această bătălie teribilă cu COVID-19. În ultimile 24 de ore, 303 persoane au fost confirmate pozitiv, în timp ce doar 87 s-au vindecat. Sâmbătă a fost înregistrat cel mai mare număr de decese de până acum, 34, iar una dintre victime avea doar 21 de ani. Creșterea poate fi cauzată și de numărul mare de români care au ieșit la cumpărături înainte de flori și în Săptămâna Mare, ignorând avertismentele autorităților. Practic, numărul de cazuri de deces este proporțional cu numărul de cazuri de boală. Este acel indice de fatalitate care ne spune cât decedează din cei care fac boală. Epidemia nu s-a terminat. Aud de la mulți că este cazul să ne relaxăm, că vremea este frumoasă și că epidemia oricum va dispărea. Dragii mei, din păcate nu este așa. Medicii află în fiecare zi lucruri noi despre virus și sunt nevoiți să-și adapteze în permanență strategia de luptă cu el. Un pacient de 71 de ani a murit după ce primele 3 teste au ieșit negative, cu toate că avea simptomele infectării cu COVID-19. Suferința s-a întins pe mai bine de 1 lună. A fost confirmat pozitiv abia la al 4-lea test, când era prea târziu ca să poată fi salvat. Dinamica cunoștințelor despre această boală este foarte mare. Dacă acum 1-2 luni știam că boala afectează numai plămânii, între timp am aflat că afectează și alte organe și am aflat că o mare parte din formele care evoluează sever evoluează datorită unei hipercoagulabilități, o tulburare în coagulare a sângelui, care produce tromboze la nivelul plămânului, inimii, sistemului nervos sau în alte organe. Tratamentul este schimbat în funcție de noile evoluții. Nu vă relaxați, nu lăsați garda jos. Este mesajul pe care îl tot primim de la medici și autorități în această perioadă în care suntem tentați să ieșim din casă. Așa vom reduce numărul infectărilor și mai ales al morților. Și încă un amănunt, nu vă faceți planuri pentru petrecerile de 1 mai. Această relaxare de 1 mai urmată de alți pași nu va face decât să ne conducă la o creștere a numărului de cazuri. Deci vă rog, mâncați mititei acasă, făcuți în tigaie sau cum vreți dumneavoastră, dar nu ieșiți. Stă în puterea noastră să ținem această boală sub control, dacă respectăm regulile. Este un test de responsabilitate care salvează vieți.
Între timp, ministrii turismului din Uniunea Europeană au căutat împreună soluții pentru sezonul estival. În România, oficialii din Ministerul Economiei propun redeschiderea teraselor din 16 mai, de când vom avea din nou voie să plecăm în excursii și să ne cazăm în hoteluri și pensiuni. Guvernul nu a luat încă o decizie în privința pașaportului de sănătate propus de greci și nici nu avem recomandări despre cum ar trebui să se desfășoare călătoria cu avionul. Se caută soluții și pentru cei un sfert de milion de români care și-au plătit deja vacanțe în străinătate. Agențiile sunt obligate să returneze sumele dacă sejurul se anulează, însă unele declară că nu mai au acești bani. După ce se încheie starea de urgență, vom putea călători din nou în interiorul țării. Autoritățile intenționează, pe baza datelor pe care le au până acum, să deschidă hotelurile și pensiunile, poate și terasele. Dacă vom fi pregătiți împreună cu colegii noștri din privat și legislația ne va permite, cred că toată lumea se va bucura să avem terasele deschise din 16 mai. Terase, vă referiți la terasele restaurantelor din hoteluri sau și terasele din centru vechi din București sau din Sibiu sau din Timișoara sau Cluj? Nu contează. Noi ne gândim la terase în aer liber. Propunerea Ministerului Economiei trebuie avizată și de experții în sănătate publică. Răspunsul final îl vom afla în câteva zile. În privința hotelurilor, sejurul se va face în condiții de pandemie. Spațiile publice, zone de dezinfectare cu geluri de dezinfectare. Să vedem dacă pentru recepție o să iasă statul român și o să ne ceară panouri de plexiglas dacă o să fie nevoie. Mesele incluse să le putem face, oferi pe serii, astfel încât să spargem numărul de turiști în numere, să zicem, în volume cât mai mici. Poate accesul în restaurant va fi făcut doar printr-o singură ușă sau poate printr-o ușă dezinfectantă. La nivel european se caută soluții pentru a reporni turismul internațional. Grecii au propus un pașaport de sănătate. Noi încă nu avem o poziție oficială. Noi încă nu avem o astfel de idee și măsură. Deocamdată nu putem exprima o părere. Tarom, Wizz Air, Ryanair și Blue Air vând bilete către mai multe destinații europene, începând cu luna mai. Încă nu știm cum vor fi așezați pasagerii în avion. Este un proces ongoing. Dacă ați observat, a fost o companie italiană care a propus separatoare de plexiglas la nivelul capului pentru fiecare scaun, fără ca să rărească, dacă vreți, numărul de rânduri sau să limiteze numărul de pasageri. Cred că este încă o analiză care trebuie făcută, repet, are un impact cu siguranță major asupra costurilor. Aproape un sfert de milion de români au plătit deja avansuri pentru concedii în străinătate. Legea spune că pot cere banii înapoi de la agenții, în circumstanțe inevitabile și extraordinare, cum ar fi pandemia COVID, doar că agențiile au folosit avansurile ca să achite camerele de hotel și zborurile. Spun că banii sunt blocați acum peste hotare și n-au de unde să-i dea înapoi. Legea nu a fost făcută pentru o astfel de situație. Legea a fost făcută pentru o situație în care se întâmpla într-o singură destinație un lucru deosebit. Și atunci era clar că se putea trata cu la destinația respectivă să se dea bani înapoi. Dar aveți de unde să dați banii ăștia înapoi, agențiile de turism? Nu există acești bani, nu există în industrie, nu mai are nimeni bani. Se vând însă în continuare pachete către Turcia, Grecia sau Egipt, unele cu plecare în mai. Până în momentul de față se pare că da. Nu avem anulare de la guvernul egiptean. Mi se pare că le expiră situația de urgență pe acum, zilele astea. Iar din punct de vedere al operatorului aerian cu care zburăm noi, noi nu am primit nicio anulare. Deci teoretic, da, în Egipt se zboară. Nici aici nu există garanții certe că excursiile vor avea loc. Totul depinde de evoluția pandemiei și de măsurile luate de fiecare guvern în parte. Sunt vești că de la 1 iulie s-ar merge în Grecia. Nu avem informații foarte clare despre Turcia. În insule, Creta, Rodos n-a fost niciun caz, deci acolo e mai ușor. Există și reversul medaliei. Dacă restricțiile de călătorie sunt ridicate, dar turiștilor le este teamă să mai călătorească, pierd banii. Frica, teama, care e normală în aceste situații, nu este pusă ca una din clauzele contractuale. Ea este a omului, mă rog. Și atunci, există contracte cu agențiile, care scrie foarte clar acolo, că pierzi niște bani dacă anulești. Atunci, cea mai bună soluție este, evident, reprogramarea. Ar trebui să se legifereze aceste vouchere de călătorie care să poată să fie folosite timp de un an și jumătate de acum încolo pentru a reprograma vacanțele turiștilor care au achitat în avans. Acest lucru a fost infirmat de către Comisia Europeană și s-a cerut ca această lege să fie retrasă.
Miercuri, ministrii transporturilor din Uniunea Europeană vor avea prima discuție despre cum pot fi ridicate restricțiile de călătorie în țările UE. Izolați în case, mulți au apucat de renovat, așa că în blocuri se aude mai des bormașina, iar cei care stau la curte își aranjează grădina. Și cum pentru aceste lucrări au nevoie de materiale, magazinele de bricolaj au vânzări în creștere pentru articole de mici reparații casnice. Proiectele mai mari de renovare majore au fost amânate. Cu 4 copii acasă, soții Ștrebelii din Baia Mare au găsit câteva activități pentru toată familia. Locuiesc la curte și și-au propus ca în zilele următoare să pregătească terenul din spatele casei pentru amenajarea unei piscine. Până atunci, tatăl tunde iarba, iar cele 3 fetițe și băiețelul își etalează talentul grafic pe gardul din curte. Cum o să fie curtea noastră mai voios? Da. Zilele următoare vor planta copaci, apoi se vor ocupa de grătar și piscină. Investiția totală, 8.000 de lei. Mai ales că au găsit materiale de construcție online, la ofertă. Acum am tăiat iarba și pregătim locul pentru piscină. Nu sunt singurii care au planuri de renovare. În magazinele de bricolaj, ora de vârf este 14. Oamenii stau la coadă, iar coșurile sunt pline. Vânzările arată un interes special pentru lucrări mai mici. Se cumpără foarte mult materiale de curățenie, gen lavabilă, vopsea, accesoriile pentru acestea, pensule, trafaleți, și foarte mult în zona de grădină, plante pentru exterior, pământ. Ne mutăm la un alt magazin din București și aici găsim cei mai mulți clienți care cumpără cutii cu vopsea. Vreau să vopsesc tocul de la ușă, că mă plictisesc. Interes mare este și în zona de grădinărit. Stau la casă și am ce face toată ziua în grădină ca să nu mă plictisesc. Da? Și atunci am venit să mai cumpăr niște ghivece pentru fel și fel de răsaduri. Directorul general al magazinului spune că românii, ca și vest-europenii, au descoperit că multe lucrări pot fi făcute în această perioadă. Ai noștri însă au o particularitate. The Romanian customers are much more open to internet connections and to buy on web. The propension of the Romanian customers is even bigger than Western Europe. Cei care nu cumpără online și au nevoie să vadă fizic anumite obiecte, vin în magazin. Parcările sunt pline, așa cum vedem și în acest magazin, din zona Berceni a capitalei. Magazinele de bricolaje au introdus și anumite reguli. Desigur, cea mai importantă este să păstrați distanța fizică între persoane de cel puțin 2 metri. O altă regulă este să așteptați la intrare dacă în magazin sunt prea multe persoane. Alte magazine s-ar putea să nu vă lase să intrați dacă nu purtați o mască. Magazinele de bricolaj au fost declarate de primă necesitate și au putut rămâne deschise, întrucât oamenii pot avea nevoie de reparații urgente în locuințe. Magazinele și-au redus programul și numărul de angajați. În urmă cu puțin timp, ministrul de interne Marcel Vela a anunțat emiterea unei noi ordonanțe militare care instituie măsurile anunțate astăzi de președintele Klaus Iohannis. De exemplu, cei trecuți de 65 de ani au acum mai multe ore dimineața și seara în care pot ieși din casă. Obligațiile respectate acum conduc în viitor către o singură concluzie: normalitate. În această notă am luat următoarele decizii transpuse în ordonanța militară numărul 10. O veste bună pentru persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani este că circulația este permisă în afara locuinței sau a gospodăriei în următoarele situații. Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani pot circula în afara locuinței sau a gospodăriei pentru următoarele motive: deplasare în interes profesional, inclusiv între locuință sau gospodărie și locul sau locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi. Totodată pot să se deplaseze în situația în care au nevoie de asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă sau alte motive similare, folosind mijloace de transport proprii ale familiei, susținătorilor,
sau după caz, mijloacele de transport special sanitar. Totodată pot face deplasări pentru realizarea de activități agricole sau se pot deplasa producătorii agricoli pentru comercializarea produselor agroalimentare. Totodată, vestea care cred că vă bucură este că în această ordonanță am prevăzut că persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani pot circula în următoarele intervale orare, de la 7 la 11 și de la 19 la 22. În, evident, următoarele motive. Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie sau domestice. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea, însoțirea unui minor sau copil, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, în cazul decesului unui membru de familie, deplasări scurte în apropierea locuinței gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor, cu excluderea oricăror activități fizice colective, evident, cât și pentru nevoile animalelor de companie, animalelor domestice. Pentru verificarea motivelor deplasărilor, în aceste situații, evident, se aplică în mod corespunzător dispozițiile ordonanțelor militare, numărul 3, și a prevederilor din această ordonanță militară cu privire la prevenirea răspândirii COVID-19. Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, partea 1. Economia Europei se pregătește de pornire odată cu relaxarea restricțiilor. Multe dintre aceste afaceri se bazează și pe angajați români stabiliți în străinătate. În Germania sau Austria se redeschid unele magazine și chiar mall-uri, iar italienii au deschis librăriile și anumite șantiere. Angajații au program scurt și reguli stricte de protecție. Este drept că în Occident statul intervine deja eficient și ajută mediul de afaceri, în timp ce la noi autoritățile încă poartă dezbateri privind viitoarele forme de sprijin ce ar urma să fie introduse din 15 mai. Pavel lucrează împreună cu doi români și încă 20 de colegi italieni la o firmă de instalații din Cesena, în regiunea italiană Emilia-Romagna, puternic afectată de pandemie. O lună de zile au stat acasă, în șomaj tehnic, dar săptămâna trecută au fost chemați să lucreze la modernizarea unor școli, care trebuie finalizate până în august. Doar că trebuie să fim destul de atenți, să păstrăm o distanță între noi. Dimineața ne măsurăm febra. Fiecare muncitor care intră pe șantier trebuie să-și măsoare febra. Practic, la fiecare muncitor a dat un kit, șeful, patronul firmei, să zic așa, cu dispozitivele de protecție. În Italia au fost redeschise doar șantierele pentru lucrări edilitare, cu termen limită în această vară, dar din 4 mai va fi permis lucrul și în cele private, pentru locuințe și birouri. Aici în zonă mult vor, vreau de mult să se înceapă activitățile, că îți dai seama de aproape 2 luni de zile. Salariul ni l-am primit pe luna februarie, dar șomaj de la stat încă nu a primit nimic. În Austria, afacerile se redeschid treptat. Doar cele din industria ospitalității vor funcționa din iunie. În prima fază, adică acum 2 săptămâni, au fost deschise toate spațiile mai mici de 400 de metri pătrați, iar din 30 aprilie urmează faza a doua, adică magazinele de până la 1000 de metri pătrați. Rita este angajată la un mare retailer de îmbrăcăminte, cu spațiu comercial pe 3 etaje, în centrul Vienei. Fiecare client trebuie să aibă la dispoziție 20 de metri pătrați într-un spațiu comercial. A fost tendința asta să dea lumea bulug la magazin? Ai vrut să mergi la cumpărături? Sincer, nu neapărat, dar am ieșit într-o zi la cumpărături. Chiar era weekend, spre weekend când s-a dat drumul, dacă nu mă înșel. Nu știu, aici este o disciplină.
E drept că în unele state vest-europene, măsurile fiscale deja luate eficient la nivel național sunt dublate și de măsuri pe plan local. Așadar, primari sau șefi de regiuni și consilii județene deja au trecut la suspendarea chiriilor sau vouchere și alte măsuri prin care să fie încurajate și promovate afacerile micilor antreprenori. Clarissa are într-un orășel austriac un mic magazin de 60 de metri pătrați cu articole pentru bebeluși, care funcționează cu program de la 10 la 13. Astăzi a avut doar 2 clienți și susține că perioada de pandemie trece mai ușor pentru afacerea ei, cât timp beneficiază de un sprijin de până la 60% lunar pentru salarii din partea statului, după model german. Am remarcat că, efectiv, toată lumea a fost extrem de înțelegătoare și împreună cu autoritățile au contribuit la siguranța tuturor, practic, adică nu s-au expus nici măcar la cumpărături. Deci aici suntem chiar în centru și cam așa... Uitați, de exemplu, cineva iese din mașină, are mască, chiar la farmacie. Și e gol orașul, chiar dacă sunt deschise magazinele. Statul a permis redeschiderea grădinițelor când au fost reluate micile afaceri și părinții trebuie să demonstreze că au fost chemați la serviciu ca să-și poată lăsa copiii. În România, autoritățile sunt încă la stadiul de dezbateri cu patronatele și sindicatele, după ce au anunțat că din 15 mai vor înlocui șomajul tehnic cu alte forme de sprijin pentru mediul de afaceri. Oamenii se plâng că șomajul tehnic ajunge la ei cu întârziere totuși. Va ajunge în timp. Cu siguranță toți banii vor ajunge. În țara noastră, statul asigură în prezent, prin șomaj tehnic, 75% din salariul angajaților. În Germania, guvernul poate sprijini mediul de afaceri cu până la 60% din salarii pentru 6 luni, sau un an, cu condiția ca angajatorii să nu facă disponibilizări, în timp ce în Austria, sprijinul ajunge și la 80% pentru unele afaceri. Odată cu încheierea stării de urgență, toată populația ar putea avea acces la teste de laborator care indică prezența anticorpilor în organism. Sunt două tipuri de testări care ne arată dacă avem sau nu boala sau dacă am trecut prin ea. Trebuie să știți însă că acestea nu înlocuiesc testul de diagnostic real-time PCR, care arată cu precizie prezența virusului în organism. Clinicile nu au anunțat deocamdată cât vor costa aceste teste. Acum sunt testați gratuit în laboratoarele lanțurilor private de sănătate doar medicii și asistenții din linia întâi sau pacienții cu simptome. Din luna mai, odată cu încheierea stării de urgență, anumite clinici private au anunțat însă că vor pune aceste analize contra cost la dispoziția tuturor celor care vor să se testeze. Pacienții și lumea în general ar trebui să se aștepte ca aceste testări să nu fie foarte ieftine, cele de laborator, nu vorbim aici de testele rapide, deoarece implică au în spate un nivel de dezvoltare al tehnologiei avansat într-un timp foarte scurt. Probabil că pe măsură ce avansăm în această cunoaștere asupra virusului COVID, costul testelor va scădea și va ajunge la nivelul celor de hepatită D, anticorp de hepatită C, hepatită B. Practic vor fi folosite pentru determinarea răspunsului imun la infecție. Medicii vor vedea astfel cine a fost expus la infecții și a dezvoltat anticorpi. Cum funcționează? După 2 săptămâni de la infectare apar în organism anticorpii IgM, cei care ne arată că avem boala în fază acută. După aproximativ 4 săptămâni de la infectare apar și anticorpii IgG. Sunt cei care creează imunitate și odată prezenți înseamnă că am trecut prin boală. Există însă o perioadă de timp în care avem virusul în organism, dar nu avem deloc anticorpi. De aceea este esențial testul real-time PCR. Nu se știe deocamdată când vor fi disponibile pentru populație și testele PCR și nici cât vor costa. Deocamdată sunt testate doar categoriile de risc. Am început testarea pentru real-time PCR la sfârșitul lunii martie. Am testat la cererea autorităților și în plus am testat medicii și asistenții noștri care au efectuat activitățile de triaj și testăm de asemenea pacienții vulnerabili în conformitate cu recomandările autorităților. Avem capacitatea ca până la sfârșitul anului să realizăm un număr de 350.000 de teste real-time PCR. Pentru anticorpi avem capacitate să testăm în laboratoarele proprii. Probabil că până la sfârșitul anului vom ajunge la 1 milion de teste. Anumite laboratoare utilizează ca metodă complementară și testele rapide, care nu au însă o precizie atât de mare. Nu se pot face la liber teste rapide. Utilizăm și această metodă, dar în cazuri selecționate. Cum ar fi?
Cazuri simptomatice cu simptome prezente de mai mult de 7-10 zile nu este contracost. Medicii ne recomandă să solicităm testarea doar dacă avem febră, oboseală, tuse uscată sau am intrat în contact cu un posibil caz suspect de coronavirus. Tarifele pentru gaze naturale și energie electrică vor scădea din această vară, a declarat pentru știrile Pro TV ministrul economiei Virgil Popescu. Acesta a mai anunțat că intenționează ca România să devină o țară care produce pentru Europa în locul Chinei sau altor țări din Asia. În plus, sunt pregătiți câte 27.000 de euro pentru fiecare firmă mică și mijlocie care își va monta pe clădire sau pe teren panouri fotovoltaice cu care să producă energie electrică. Alte credite sunt pregătite pentru hoteluri și restaurante care ar putea să investească acești bani în implementarea măsurilor de distanțare socială. Cel mai important anunț este cel al scăderii prețurilor la utilități. Cea mai bună perioadă de liberalizare a prețului la gaze naturale este în această vară. Vom avea un mecanism în așa fel încât pe piață liberă prețul la gaze naturale să fie mai mic față de care fiecare cetățean îl plătea înainte de această liberalizare. La energie electrică ne-am asumat la Bruxelles liberalizarea cu 1 ianuarie 2021. Și eu vă spun că de la 1 iulie prețul va scădea și la energie electrică. Sunt peste 3,6 milioane de familii care folosesc gaze naturale. Din vară, această piață se va liberaliza, adică prețul nu va mai fi decis de stat. Facturile mai mici ar aduce și pentru companii un cost de producție mai mic și implicit o ieftinire a unor produse de bază, cum ar fi pâinea. Ministrul anunță investiții și pentru industria alimentară. Este decis însă și să transforme România într-un mare producător, un fel de China a Europei. Cred că este o oportunitate pentru România să profite și să încerce să reloce anumite industrii din această zonă, din China, din Asia, către Europa, către România și să fim un fel de, de ce nu să zic, o țară care produce pentru Europa. E prima dată când oficialii vorbesc despre aceste idei concrete. În Alba Iulia, aproape toți angajații acestei firme de construcții sunt în șomaj tehnic. Sperăm ca lucrurile să se reglementeze la nivel național și noi ne dorim ca să ne ținem toți angajații. Dileme sunt și la această firmă din Bistrița Năsăud, care prelucrează deșeurile din plastic. Acum lucrăm începând de astăzi cu 2 din 15. Situația e mult mai optimistă în viziunea ministrului de finanțe. Acesta a declarat la ediția specială România te iubesc că statul va sprijini companiile care vor deveni mai eficiente prin tehnologizare. Cu ce vom rămâne după această perioadă va fi investiția în tehnologie. Statul urmează să sprijine aceste firme, să facă pași spre o mai bună tehnologie, spre o productivitate mai mare. Da. Dacă vom vedea sectoare care vor dori să investească în retehnologizare, mergem acolo. Deja am făcut acest lucru în această perioadă. Au fost companii care au luat împrumuturi garantii de stat pentru a-și face reconversia către producția de măști. Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, nu a fost de acord cu ministrul finanțelor. Reconversie, ce putem să facem, robustețe mai mare a economiei, totul se rezuma la echipamente măști. Nu ieșim de așa din această logică. Dar mai spune de ceva. Păi, este firos să nu ieși din această logică, pentru că versatilitatea unui sistem, capacitatea de modificare structurală, este foarte redusă. Ministrul Economiei a mai anunțat că 1.000 de firme mici și mijlocii ar putea primi câte 27.000 de euro pentru a deveni producător de energie fotovoltaică. Ar urma să primească bani pentru investiții și companiile de turism, pentru a pune în aplicare măsurile de distanțare socială în hoteluri și restaurante. 53 de persoane internate în cămine de bătrâni sau în centre de recuperare pentru cei cu dizabilități și-au pierdut viața după ce COVID-19 a ajuns în aceste locuri. La Suceava, în două centre unde sunt internate persoane cu dizabilități psihice, sunt peste 300 de persoane infectate, iar responsabilii susțin că toți sunt fără simptome și nu au nevoie de internare. Centre similare din Arad, Hunedoara, Botoșan și Galați numără zeci de infectați cu coronavirus, dar și decese. 310 persoane cu dizabilități mentale din Suceava sunt acum infectate și două dintre ele au murit. S-au îmbolnăvit în centrele cărora li se spune de recuperare și reabilitare, de la personalul care îi îngrija. 97 de angajați ai acestor centre sunt pozitivi la COVID-19. COVID au dezinfectat-o, toți sunt combinezoane, dar l-au luat ieri, când l-au luat? I-a luat cu ambulanța pe toți? Da, da, nu știu, la Ardeau sunt pare că am înțeles.
și luați ceaba. Nu sunt simptome de COVID, un singur beneficiar a fost trimis la spital, deci formele ușoare se tratează în centru, este medic care administrează tratamentul, iar formele medii deja se cheamă 112 și se trimit la spital. Angajații infectați au fost internați în spitalele din Suceava și Rădăuți, iar beneficiarii au rămas în centre și tot acolo primesc tratament. Centrul de la Sasca este cel mai mare din țară și numără 369 de beneficiari. Mare parte provin din centrul de la Sighet, închis în urmă cu mai mulți ani, după ce imaginile de acolo au făcut înconjurul lumii în anii 90. Și cel de la Sasca putea fi închis dacă ar fi fost accesate fonduri care să fi permis mutarea pacienților în case de tip familial. Da, nu l-au accesat pentru că nu au reușit, pentru că banii aceștia vin în baza unui plan de restructurare. Deci tu trebuie să prezinți un proiect, nu ți se dau banii oricum. Probabil că au fost impedimente care au făcut ca acest lucru să nu fie posibil. Din păcate, mai puțin de jumătate dintre Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au aplicat pentru aceste fonduri, astfel că România a pierdut milioane de euro care ar fi putut să contribuie la dezinstituționalizarea și integrarea în comunitate a acestor oameni. Și la Arad, într-un centru pentru persoane cu dizabilități, 17 persoane au fost diagnosticate cu coronavirus. Având în vedere faptul că la începutul lunii aprilie s-a înregistrat un deces la Centrul de Îngrijire Persoane Adulte de la Pecica, s-am solicitat DSP-ului să putem să testăm tot personalul care este în centru, precum și beneficiarii. Tot la Arad, angajații unui cămin de bătrâni sunt disperați pentru că o colegă a fost depistată pozitiv la COVID-19, iar sâmbătă a fost la serviciu, deși prezenta simptome. În toiul nopții, angajații au ieșit în curte și au cerut internarea colegei, care a fost ținută la poartă. În cămin se află peste 100 de vârstnici. Nu era corect să-ți faci testul înainte să intri în cămin. Suntem revoltați datorită faptului că, v-am zis și ieri și azi, toată lumea i-a atras atenția la Maria. Tușești foarte urât, nu e în regulă. Și ea nu a luat nicio măsură. Ce să nu mai bolnăvească pe aia. Acum a venit salvarea. Li se spune pompoși centre de recuperare și reabilitare. În aceste cămine mamut trăiesc peste 2000 de persoane, iar studiile specialiștilor au arătat că cel puțin 600 ar fi putut fi integrate în societate. Și iată cum zeci de milioane de euro s-au dus din nou pe apa sâmbetei pentru că directorii DGASPC-urilor n-au depus proiecte. Vedem din nou cum numirile politice în aceste funcții fac victime în rândul persoanelor vulnerabile ce puteau fi protejate dacă erau mutate în locuințe sociale. Paula Herlo, Pro TV. Omenirea a trecut un nou prag psihologic, 3 milioane de îmbolnăviri pentru globul. Noul virus a ucis aproape 210.000 de oameni. Italia, Spania și Franța se pregătesc să anunțe oficial planuri de revenire la normalitate. Ceea ce nu se poate spune încă despre Regatul Britanic, unde curba infectărilor nu s-a stabilizat. La o lună după diagnosticarea cu COVID-19, premierul Boris Johnson s-a întors astăzi la muncă. În doar câteva zile, un musulman din Marea Britanie și-a pierdut mama și fratele răpuși de COVID-19. Se roagă pentru sufletele lor într-un loc unde nu poate găsi niciun fel de consolare. O parcare sub o moschee din nordul Londrei s-a transformat în atelier unde se confecționează coșciuge. Au murit prea mulți din această comunitate și nu sunt destule sicrie pentru funeralii. Lăcașul de cult este închis, așa că o rugăciune pentru sufletul defunctului poate fi rostită doar în această parcare subterană. Moartea i-a luat pe atâția în ultima lună. În acest cimitir improvizat pentru comunitatea musulmană, trupurile sunt înhumate în gropi comune. Această femeie și cei 6 frați își plâng tatăl care a lucrat 20 de ani îngrijitor la un spital. Era acasă în izolare cu simptome de COVID-19 când a leșinat. Familia și poliția au spart ușa, dar eforturile paramedicilor de a-l readuce la viață au fost zadarnice. When he came upstairs and he was just like, the virus has got him, like, we can't do anything else. And that was just that. Who said that to you? Sorry. One of the paramedics. La o lună după diagnosticarea cu COVID-19, o formă severă care l-a ținut câteva zile la terapie intensivă, premierul Boris Johnson s-a întors astăzi la cârma guvernului. Nu le-a dat însă compatrioților săi veștile mult așteptate. I understand your impatience, I share your anxiety. And I know that without our private sector, without the drive and commitment of the wealth creators of this country, there
will be no economy to speak of. There will be no cash to pay for our public services, no way of funding our NHS. We must also recognize the risk of a second spike, the risk of losing control of that virus and letting the reproduction rate go back over one. Because that would mean not only a new wave of death and disease, but also an economic disaster. Ca să nu piardă recoltele de pe terenurile agricole, oficialii britanici caută soluții de urgență. We are working with industry to identify an approach that will encourage those millions of furloughed workers, in some cases, to consider taking a second job, helping get the harvest in June. Și cultivatorii din Spania trec prin momente dificile și se tem că vor rămâne cu recolta pe câmp din lipsa muncitorilor. Desde Unión de Pescadores de Mallorca, lo que hicimos fue lanzar una bolsa de trabajo para que la gente pudiera trabajar en el campo y tuviera una oportunidad laboral real. Más de 2.300 currículums y, por lo tanto, ahora estamos pasando estos currículums a las empresas que son, al fin y al cabo, las que van a decidir quién contratan y para cuánto tiempo. Și dacă tot vorbim de producție agricolă și rezerve alimentare, nu a trecut neobservat anunțul Rusiei că își suspendă complet exporturile de cereale până la 1 iulie. Rusia este primul exportator mondial de grâu și unul dintre principalii producători și exportatori de cereale din lume. Motivul invocat este stabilitatea pieței naționale în contextul pandemiei. În acest timp, în Italia, populația dă semne că suportă greu ultima săptămână de carantină în case, înainte de relaxarea promisă de guvern pentru 4 mai. Supărat că locuitorii nu mai respectă măsurile de izolare, primarul orașului Bari a ieșit pe străzi pentru a-i lua la rost. Moriremo tutti se continuiamo a uscire così. Non si può stare qua. Dovete andare a casa, non potete stare seduti. Sta arrivando il male morto, andiamocene a casa. Visto che il virus non fa paura a nessuno, sta arrivando la tromba d'acqua. Signor sindaco! Appena scesi! Appena scesi! Quelli che stanno là sopra non è che sono più stupidi di noi, che loro stanno sopra, là chiusi dentro a casa e noi siamo in giro. Non è che sono più stupidi quelli! Peste ocean, numărul cazurilor de îmbolnăvire se apropie de pragul de 1 milion, iar criza medicală este dublată de una economică. Mulți americani nu mai au venituri și așteaptă, uneori protestând, ca autoritățile să repornească economia. Sunt aproape 27 de milioane de șomeri. Saturația ori oboseala de carantină este sindromul despre care vorbesc tot mai mulți sociologi în legătură cu nerăbdarea oamenilor de a reveni la o viață cât de cât normală. La sfârșitul săptămânii, multe plaje din California au fost pline mai ceva ca în toiul verii. Să nu permitem ca un weekend însorit să zădărnicească o lună de progrese în lupta cu virusul, a reacționat pe Twitter primarul din Los Angeles. California se află sub stare de urgență și restricții din 19 martie și, chiar dacă statul e încă pe panta ascendentă a infectării, populația nu mai rabdă izolarea, preferând să-și asume riscuri. Și în Chicago, zeci de tineri au nesocotit regulile și au dat petrecere. E nevoie ca o singură persoană asimptomatică să fie prezentă la un astfel de eveniment, pentru ca virusul să se transmită apoi la cei din jur și implicit la membrii familiei. I want to remind everyone that by doing that, by standing together, not social distancing, many people not wearing masks, you're literally putting everyone around you in danger. And very importantly, all of those people are putting their families and their friends who are not there with them in danger. Iar dacă nu asediază plajele ori nu dau petreceri, americanii ies la proteste ca să ceară reluarea activității și nu duc lipsă de argumente. I think that the next couple of months are going to look terrible. You're going to see numbers that are as bad as anything that we've ever seen. I think GDP growth in the second quarter is going to be, you know, negative, big number. Simptomatic pentru criza economică este de pildă faptul că lipsa angajaților a silit fermierii din Maryland și Delaware să eutanasieze 2 milioane de păsări. Nu e de mirare că tot mai multe state apasă butonul de repornire. După Georgia și Oklahoma, astăzi și în Colorado au fost relaxate restricțiile, iar Montana, Tennessee, Minnesota și Iowa stau la rând. În Florida, în schimb, autoritățile vor să mai aștepte. If people don't have confidence, then the economy is not going to just take off.
În New York, restricțiile vor fi menținute cel puțin până pe 15 mai. We're going to reopen in phases. Phase 1 of reopening will involve construction and manufacturing activities. And within construction and manufacturing, those businesses that have a low risk. A doua fază se va axa pe celelalte afaceri, dar fiecare va fi analizată în funcție de gradul de risc privind răspândirea bolii. Asta și pentru că pe frontul medical lucrurile sunt departe de acalmie. Acest bărbat este medic anestezist într-un spital din New York. S-a îmbolnăvit la lucru, dar după ce s-a vindecat, a revenit la unitatea de terapie intensivă. Le oferă și un alt fel de ajutor bolnavilor aflați în stare critică. I'm donating convalescent plasma, which is hopefully rich in antibodies. We give this plasma to someone who is acutely infected with coronavirus. The antibodies that are in the plasma start attacking the virus while the person themselves start mounting their own immune response, their own antibody response. În paralel, doctorul duce o luptă contra cronometru pentru viața pacienților. So I'm running to another intubation. This is my fifth of the day, actually. It's about 2:30 in the afternoon. We end up taking the role of not just people as doctors, but also the representatives speaking to their families, trying to connect loved ones with each other. What might be their last words to each other? Criza pandemiei de coronavirus este copleșitoare chiar și pentru sistemul medical din Japonia, unde, surprinzător, lipsa de echipament medical pentru personalul din prima linie este acută. Sunt prea puține teste de coronavirus și numeroși pacienți cu simptome de COVID-19 aduși cu ambulanța la spitale sunt trimiși acasă. Până acum, Japonia a raportat 400 de decese și 14.000 de cazuri de infectare. Din difuzoare răsună peste tot la Tokyo mesajul ferm, stați acasă. De asemenea, experții avertizează și în Japonia, fără distanțare socială ar putea fi sute de mii de morți de COVID. Unii ascultă, mulți nu. De vreme ce parcările supermarketurilor, parcurile și terenurile de joacă pentru copii sunt pline, iar japonezii nu pot sta departe de locurile unde se pot amuza cu un joc popular cu bile metalice, pachinko. Cei cu simptome ar trebui testați, dar procedura este inaccesibilă chiar și într-o țară atât de dezvoltată cum e Japonia. Fiica de 4 ani a acestui tată disperat a avut 4 zile la rând febră mare, peste 40 de grade. Între timp s-a îmbolnăvit întreaga familie. Cu 5 ani în urmă, cei doi părinți au pierdut primul copil, tot din cauza unui virus, cel al meningitei. Acum, în plină pandemie de coronavirus, acest medic de familie spune că mulți dintre pacienții lui se află în aceeași situație. Chiar dacă au simptome ce pot fi asociate cu COVID, nimeni nu îi testează. În medie, luna aceasta la Tokyo au fost testați de coronavirus mai puțin de 300 de oameni zilnic. Iar ministrul nipon al sănătății le-a repetat jurnaliștilor de la CNN că testarea pe scară largă ar fi o risipă de resurse. Abia acum au fost amenajate câteva corturi pentru testare și centre de testare din mașină. Testarea insuficientă nu este singura problemă. Spitalele îi resping masiv pe pacienții suspecți de COVID aduși cu ambulanțele. So your patient is laying there for up to 9 hours, getting no treatment whatsoever, and hospitals kept turning him away? Corona が始まってからってですね、ここまで長いことはないですね、少なくとも東京では。Asociația Medicilor din Japonia avertizează că sistemul de sănătate publică e periculos de aproape de colaps. Sunt prea puține paturi de terapie intensivă, lipsesc ventilatoarele și echipamentele de protecție. How is one mask a week possibly enough to keep you safe from the virus? Spune asistenta medicală care a arătat masca textilă improvizată pe care o folosește în lipsa unei adecvate. În aceste condiții nu e de mirare că mai multe spitale japoneze au devenit focare de infecție și, ce e mai rău, abia urmează.
În toiul speculațiilor despre soarta lui Kim Jong-un, pe care unele surse îl dădeau fie mort, fie în comă, oricum în stare foarte gravă în urma unei operații de inimă, presa oficială de la Phenian a publicat un mesaj de la liderul nord-corean și pentru prima dată îi menționează numele după 2 săptămâni de tăcere. Pe de altă parte, cel mai important consilier de politică externă din Corea de Sud a declarat că liderul din nord este în viață și se simte bine. Kim Jong-un s-ar afla în izolare într-o stațiune balneară, acolo unde a fost fotografiat cu aparatura aeriană de recunoaștere și trenul de lux pe care dictatorul din Corea Comunistă îl folosește pentru deplasări. Una dintre puținele vești bune ale acestor timpuri se referă la starea mediului. Potrivit echipei Serviciului de Monitorizare Atmosferică a rețelei europene Copernicus, gaura din ozonul arctic, fără precedent ca mărime și durată, s-a închis definitiv. Paradoxal, această evoluție benefică nu se datorează atât reducerii poluării, ci valului de căldură înregistrat în zona arctică. Ultima săptămână au fost temperaturi cu până la 20 de grade Celsius mai mari decât cele normale în această perioadă anului.